Cum le valorifici, Badie? Mă, bine, cum le valorifici? Păi avem tehnică și tehnologie. Am este pe vremea lui Nechifor Lipan, din lână. Facem pufoi cu puf de pinguin pe care le vindem iașenii la București, acolo la mall. No. Și ăsta din brânză o lăsăm aia și în sobat optisolului și apoi cu burghiul ăla lui Vasile, la ce l-a găsit la piață de la Ruș. Dăm găuri iașenii în brânză, o colorăm iașe cu un pic de vopsau de adio și o vindem ca un șvaițer. Măi, vai, Doamne, ce bune! No, și apoi din cornile de la ăsta, cum zice, de la țap, de la berbecuț, așa, face niște brelocuri, niște mărțișoare, când vin vara turiștii străini pe aia. Ia șenii prostiși le vinde, pleacă cu cornile pe casă și le agață pe păreți. No. Să înțeleg că nu mai aveți nimic din tradiția multimilenară a ciobanilor? Nu mergeți cu oile la păscut? Nu le cântați din fluier? Apoi, dragul Bade, eu nu știu cum să spun. Nu mai suntem pe vremea lui Nichifor Lipan când se făcea oiritul cela empiric de care știa toată lumea până acum. Noi acum ne-am modernizat. Suntem, privim totul sub o altă, sub un alt aspect. E drept că un cioban trebuie să aibă fluier. No, eu nu mai am fluier de la așa lung cu găuri pe care l-am încrustat, știi, cu brișca când stăteam. Că am avut de-a, da, l-am pierdut la bufet săptămâna trecută, dar tot atunci ne-am făcut rost când a fost șeful de post de un alt fluier. Iar și ni stăm timp, mă, să nu zici că la mine, Doamne, fer că de o săptămână și-l cotă cabolundul, no, ca să ne putem folosi de fluierul ăsta, când vedem că subliminalul încearcă să le atace pe oi, ca să putem să le readucem la crunta realitate. Pentru că am putea spune că ceea ce nu e așa se definește, sau mai concret, ne definește în sensurile majore, plenare ale potențialităților în muncă, adică a germenilor realmente interesanți pentru directivitatea specificității despre care s-a discutat cu redundanță și cu structuralizantă morfologică a priorismului supurific, în termenii noștri putem conchide că în curând toate vor fi integrate în producție, sporind astfel numărul de premii obținute la concurse pe meserii.